să nu scurtă foarte tare, da? Noi ne amestecăm, da? Ne întindem. Așa. Alex? Te rog să alegi o imagine de aici. Dă-l în spațiu, da? Pune aici. Așa. Acum, sarcina exercițiului este ca tu să găsești imaginea pereche. Da? Deci să găsești imaginea, una din aceste patru imagini este pereche cu aceea pe care ai scos-o tu. Care este? Aceasta. Aceasta. Bine. Poți să ne descrii imaginea? Ce crezi că este acolo? Ce culoare? Ce formă? Este verde. Verde, așa. Ce formă are? Rotundă. Rotundă. E mare, mică? Medie. Medie. Deci o putem ține în mână? Da. O singură mână? Da. Așa. Crește pe copac sau pe pământ? Pe copac. Așa. Și ce crezi că este? Umăr. Umăr. Ia ca să verificăm. Bravo! Felicitări! Și acum, acolo, căpșunica. Deci, tu nu ai găsit imaginea pereche, însă ai intuit și ai spus corect că este măr. Felicitări! Bravo! Primește un bal. Da? Mai facem o dată. Super! Bravo! Foarte bine! Da, asta să verificăm. Așa, așa. Hai să spunem ce este. Este galben. Crește în copac. Este mică. Și este o banană. Ia, hai să verificăm. Așa. Intuit pereche. Bravo, mă, foarte bine, bravo. Da. Felicitări. Mai facem o dată. Mm-hmm. Da, mai facem o dată. Bravo, bravo. Poți să ne povestești cum ai ales perechea? Cum ai intuit că era ultima imagine? Poți să ne povestești? Am văzut patru labe ale unei pisici. Patru labe ale unei pisici. Și? M-am gândit că a patra imagine ar corespunde numărului de labe. Mm-hmm. Dar tu ai pus o întrebare? Ai pus o întrebare înainte ca să-ți apară aceste imagini? Ai pus, da, întrebare? Ce întrebare? Cum ai pus? Ce am întrebare? Întrebat. Ce? Care este perechea imaginii din fața mea? Așa. Deci la început ai pus întrebarea și pe urmă ți-a venit răspunsul. Da. Super. Felicitări. Să ne amestecăm, să ne vedem asta. Așa. Descrim acum. Este verde, crește pe pământ, este un pepene. Ia că se verifică. Așa, pe pământ. N-ai ieșit. Nici o problemă, e foarte bine. Unde este banana? De aia spune. Unde este banana? Pune în continuare întrebarea. Unde este banana? Aici. Ia că se verifică.
Aici, așa este. M-am gândit la o bicicletă. Așa. Și bicicleta a mers 4 metri. Așa. Și înseamnă că a fost ultima imagine. Da. Da? Bravo, bravo. Hai, la fel să facem acum cu culori. Da? Ți-amintești? Da. Am jucat cu culori, facem cu culori. Avem patru culori, la fel pe vechi. Și acum, Alex, te rog să-mi găsești culoarea verde. Așa. Bravo, bravo. Mai facem o dată? Mai facem. Găsim culoarea roșie? Bravo. Bravo, foarte bine. Mai departe, găsim culoarea galbenă. Așa. Și aici a fost. Aici, ok. Mai facem o dată? Da, mai facem. Da, hai să facem. Deci, ce culoare vrei să găsim? Verde. Verde. Te rog să găsești culoarea verde. Bravo, foarte bine. Cum ai reușit? M-am gândit la un păianjen. Și păianjenul lucra la o pânză. Așa. La acest moment, el a făcut numai 3 bucăți din pânză. Așa. Deci ți-a venit 3. Da. Așa. Și care a fost? Ai numărat ordinea? Să fie ordinea 3? Da. A 3-a. Așa. Bine, bine. Mai găsim o culoare? Ce culoare vrei să găsești? Albastru. Te rog. Bravo, felicitări. Ia povestește, cum ai reușit? De data asta mi-am pus întrebarea. Așa. Și în minte a apărut un număr, care era 2. Foarte repede. Bravo, bravo. Deci îți este din ce în ce mai ușor să găsești, da? Da. Bravo, felicitări. Și acum poți să ne spui unde este roșie și galbenă? Aceasta este roșie și aceasta galbenă. Hai să vedem.
Felicitări! Bravo! Foarte bine! Super! Două bani, ești foarte bun!